Casa de Asigurări de Sănătate Suceava va face precizări la proiectul de act normativ care prevede o serie de modificări și completări ale unor acte normative în domeniul sănătății. Acestea vizează prelungirea și prorogarea unor termene, dar și reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgență. Conform acestui proiect, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul și tratarea cazurilor cu COVID-19 și a complicațiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României pe toată perioada testării de urgență și se suportă din bugetul Ministerului Sănătății și din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate după caz. CSSUCEA va precizează că pentru pacienții cu boli cronice cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera a prescripție medicală în continuare fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist, respectiv fără să mai fie necesară reînnoirea scrisorii medicale inițiale. Totodată se va prelungi cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, a prescripției medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigației specifice. Proiectul prevede prelungirea termenelor de aplicare a actelor normative referitoare la pachetele de servicii și contractul cadru, precum și la programele naționale de sănătate până pe 14 aprilie 2020.